Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod, da? Sunt în Secret Pic și o să sumonăm acum prima dată primul boss al nostru. Hai să vedem dacă avem și atâta noroc, să zic, ca să nu vină celălalt player și să... Da, să se joace, să zic așa. Hai să îi dăm repede. Adică să ne... Să ne le pe ăsta. Sunt care urmăresc și treaba asta. Hai că nu mai are așa de mult HP. Stăm un pic cu morcov în cur. Da, nu e problemă de treabă. Numai să apuc tele și iau după. E chiar primul pe care l-am summonat. Ați văzut aici reward-ul care a apărut. Și acum să mai vedem încă o dată. Ce reward o să luăm? Bun. Ancient, am luat destul de bine. Am luat și pe astea, material. Ok, mi-a dat destul de multe. Nice. Un skill tone. Opa, destul de bine. Așa a fost acum. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și restul până data viitoare. A, pot să mă duc după aia să vedem ce o să ne dea. Noi bagă pe treaba asta, o să facem un alt episod. Hai, v-am pupat, pa, pa. Doi boss din Secret Peak 1F pe care i-am prins, de fapt erau trei pe care i-am prins eu, dar văd că toți se mânează și da. Dar de ce nu este auto? Dă-mă pe auto. Asta e destul de mare. Nu știu ce o să fie cu el, dar oricum moare repede, nu mă îngrijorez la treaba asta. Numai să nu vine cineva să ne ia reward-ul. Și oricum o să se primească, na, destul de bine reward-ul de la ele. După cum am zis, e prima dată pe care îl prind numai eu, nu și celălalt, să spunem așa. Dacă am noroc... Uite-mă mai acolo. A, dacă știam cu ce dă, na, mă rog, nu-i problemă. Așa, atunci o să pun amândouă videoclipurile într-un episod. Și ca să știu că nu mai am treabă cu nimic. Mai are 37. Să vedeți și voi reward-ul care s-a făcut. Nice. Bă, o zi norocoasă, să zic. Tot, o să aveți nevoie de tot ce vă dă boss-ul. Gen, ce reward vă dă. Mă bai că pe aici, da, e ok, nu poate să sară. Bă, stai mă, că dai cu acidul ăla și... E cam... Alo? Nu, no, nu-i problemă, că terminăm repede. Da. Nu mai am... Asta, dar tare ciudat că nu-i vânează nimeni. A făcut ceva cu el, a modificat un pic reward-ul de la el sau ce s-a întâmplat aici? Nu pot să îmi imaginez, să zic așa. Mai mă, că dă el nu știu cât bine. Nu-i problemă, stai tot pe acolo. Mai are 18, 17. Hai, arbalistă, hai, repede. Dacă eram și cu celălalt, cu celălalt fac questurile principale. Acum, da, nu părtează deloc. M-a pus pe hostile în caz dacă vrea cineva să joace o fentă. Oricum, e destul de bine. E destul de bine. M-a dat jos, serios? Nu vă frate pe nimeni aici. Poate, na, pe mine e școală și așa mai departe și... Na, mi-a dat un fel de slow din câte se vede. Abia de mai pot să mă mai mișc, adică... Da. Deci reward-ul constă... Prima dată după ce l-ai murit îți va da ceva. Și după a doua oră... Din chesturile pe care le are. Ia, vedeți? Nice. Așa. Sper să nu... Ba, mă gândeam la asta.
bro. Uite-te-l ăla. Ce-am vrut să faci ăla? Adică eu mă duc și-l bat și tu vii și nu mă fur, nu? Aha, aia s-o crezi tu. Ia, stil, aici, aici vă apare reward-ul. Da, dă destul de bine și aia mă... am citit întreag un skill, auzi? Stai că nu mai știu pe unde ești. Mă rog. Aha, ce vrei să faci? Du-te, tată, că... Bă, ce bine că l-am observat pe băiat, adică... Ui, ce bine mi-a dat aici. Bun, îl folosești pe ăsta. Nice. Ok, bun, guys, așa că dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de butonul de like și subscribe. Sper că te-am ajutat, ca de fiecare dată. Bun. Stau și mă calculez acum pe unde să le pun. Eu zic de PVP. Și o să mai avem nevoie de încă asta 3 și nu e nicio problemă. Hai să închidem aici episodul. Așa că, da, las pe ăla roșu să dea pe aia roșu, în fine. Aici o să închidem episodul, așa că nu uita să te abonezi încă o dată și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!